Cu mulți ani în urmă, stăteam de vorbă în platoul unei emisiuni foarte dragi mie, Muzica e viața mea. Eram tinere, frumoase, aveam viitorul înainte și un destin de urmat. Laura Stoica! Bine v-am găsit! Bună seara tuturor! Sper să te simți bine la emisiunea noastră. Mă simt foarte bine deja. Uite ce public călduros. Mulțumesc mult! Mulțumesc! Să n-ai emoții, pentru că tu numai până în anul 2000 ai numărat 700 de spectacole live, deci n-ai niciun motiv. Nu, asta nu mă poate absolvi de faptul că de fiecare dată emoțiile cresc. Anii au trecut, însă timpul și-a pus amprenta doar pe mine. Ea a rămas regina muzicii noastre pop-rock, întotdeauna Laura Stoica. Laura a avut și doi frați. Da. Iare. Alex și... Și Sebastian. Și Sebastian. Da. Cum a fost copilăria lor? O fetiță între doi băieți sau un băiat? Sau trei băieți, cumva? O fetiță, da, cam trei băieți. Dar ea fiind mai mare, era șefa. Ea dădea tonul la orice. Și la prostioare. Și la distracție, și la prostioare, și la toate. Cum a fost copilăria voastră? Aș putea să spun că a fost foarte frumoasă, aș putea să spun că câteodată a fost foarte grea datorită faptului că nu reușeam să o domolim. Ea era capul familiei, cum s-ar spune. A afectat-o divorțul dumneavoastră? Despărțirea a afectat-o. Nu atunci, pe moment, dar mai târziu a început să simtă lipsa tatălui. Deja știa ce vrea, știa cum să facă lucrurile și ne ținea sub papuc, cum ar veni. Ea era și mămică pentru voi doi, pentru că mama era ei. Plecată toată ziua la servici și noi eram singuri acasă, dar nu singuri, nu ne supravegheați. Eram supravegheați foarte bine. De tot, foarte Laura. Bine. Auzind de la ceilalți copii sau văzând alți copii că vine și tata și pleacă și cu tata la plimbare sau mai știu eu ce, își dorea și ea un tată. Dar n-a fost posibil. Pentru că când ai patima băuturii, după băutura vin multe. A început să cânte? Ea a început să cânte de foarte mică. Eu n-am realizat chestiile astea așa cum le-a văzut mama. Iar de mică, de la 2 ani jumate, când mergea la creșă la Alba Iulia, ea spunea la copii acolo că ea e tanti de la televizor. Și lua o jucărie, un popic de lemn și zicea că ăla e afonul, microfonul, și cânta. Și punea toți copiii la perete și cânta și după aceea, acum aplaudați, iar cânt. Hai, cu toții! E noapte, târziu, cerul plângurile,
întuneric ce mă șiru și un drum pe care îl știu. Simt arit cum îmi cresc, zâmbesc și mă opresc, ca să le vorbesc, le ascult și mă trezesc. A făcut parte și dintr-un cenaclu literal al școlii și acolo, bineînțeles, era foarte supărată că de multe ori o punea să cânte și nu mai apuca să citească și ea ce-a scris. Și venea acasă supărată și zic, dragă, de scris, că toată lumea scrie, de cântat nu vezi că nu cântă nimeni, așa că bucură-te. A, da, avea o naivitate de copil, nu numai când a fost copil, și mai târziu și-a păstrat această naivitate. De multe ori venea și îmi spunea că o critică vreo colegă. Și dacă nu ești criticată, înseamnă că nu ai niciun talent. Dacă ești criticată, înseamnă că te invidiază de ceva. A, da? Momentul în care ea, cu adevărat, s-a dedicat muzicii, după părerea mea, a fost în momentul în care a început să facă canto. La un moment dat mi-a spus, vreau să merg la școala de populară de artă. Bun. A mers acolo și în momentul când a mers să se înscrie, s-a întâmplat să fie acolo un profesor din București, care a luat-o la clasa lui. Și după două ore, i-a spus, ce n-ai vrea să faci canto clasic? Ba da. Și la sfârșitul trimestrului, când ceilalți copii dau teză, la ei era un fel de serbare. Și bineînțeles că participam la serbări. O luam și pe mama. Când era pe scenă, era o lumină toată. Se transforma. Nu mai era copilul ăla naiv și timid de dinainte. Era dintr-o altă persoană. Atunci aș putea să spun că Laura a început să se dedice acestui capitol, muzica. Deci de la început, muzica e viața mea, se potrivește perfect și Laurei, pentru că de mică ea a știut că acesta e drumul. Da, nu? Da, da. Când iubesc, nu țin cont de nimic, pot să pleci, eu nu am ce să zic. Dacă taci, mi se pare firesc, cu amicii mei despre tine vorbesc. E prima oară când văd că nu-i greu să te mint că așa sunt eu, sunt cu minte, sunt cu minte, sunt cu minte, sunt cu minte, zi de zi. La scurt timp de la debutul tău artistic, tu ai întors o pagină decisivă în cariera ta și ai trecut de la colaborarea cu Marius Seicu sau Viorel Gavrilă Ionel la un Tudor, alt stil. Dani Constantin, da, mai sunt. Da, cine sunt compozitorii care s-au apropiat mai mult de stilul tău? Nu pot să spun că am avut vreo colaborare nereușită. Pentru că mi-a făcut foarte mare plăcere să cânt din repertoriul fiecărui compozitor câte ceva. Fiecare are o distinție clară. Și m-am bucurat de șansa pe care mi-a oferit-o de a interpreta o melodie compusă special pentru mine de către domniile lor. Însă, din cauza faptului că aveam la rândul meu câte ceva de spus, ceea ce privește textele, sau mi-am dorit foarte tare, iarăși a contat foarte mult asta, să cânt live și am început lucrul acesta încă de prin 93, am avut nevoie de o echipă care să fie absolut numai a mea. Și dovada acestui fapt este că
Am compus, am făcut discuri cu instrumentiști foarte buni, care au fost și compozitori și orchestratori la rândul lor. Ai colaborat și cu... cu Iulian Vrabete, cu Eugen Mihăiescu, cu Vladi Knežević, sigur că da, cu Nicu Damalan. Acum, cel care a compus cel mai mult în ultima vreme pentru mine, se află aici în sală, nu știu dacă îl vedeți, se numește Remus. Chitaristul trupei noastre. În emisiunea Muzica e viața mea, mi-a spus Laura că ea consideră debutul Festivalul de la Mamaia din 1990. Da. Unde erați când s-a televizat acest festival? În sală, în spectatori, public. În public. Acolo nu puteam să o las. Cum să o las? Până în 90 ea a fost prin festivaluri, dar nu era cunoscută și pe ecran și de mare public. Dar în 90, efectiv, toată lumea a știut Laura Stoica. Puteam să o las și mai ales la Mamaia, când insistasem atât de mult să meargă din nou la preselecții, că trei ani la rând s-a dus la preselecții și nu a fost, n-a trecut mai departe. Așa că, și după trei ani de preselecții în care n-a fost acceptată, în 1990 a luat trofeul. Exact, exact. În spatele meu erau trei fete tinere care tot comentau fiecare artist în parte. Că ăla e așa, că ăla face așa, că ăla cântă așa, că ăla nu știu ce. Și când a anunțat-o pe ea, m-am întors și am zis, vă rog frumos să nu aud nicio vorbă, va cânta fica mea. Pe ea, vă rog să nu o criticați. A muțit. Într-adevăr, n-a zis nimic. Dar după niște ani de zile, una dintre ele, care nu mi-amintesc cum se numește, a întâlnit-o pe fiica mea în televiziune și i-a spus, uite ce mi-a spus mama ta, 90 la Mamaia. Și așa mi-am amintit și eu că eu uitasem deja faza. Eram în armată, transmisiuni, și în punctul respectiv de comandă erau două camere. Una în care eu recepționam sau era aparatura respectivă de recepție și cealaltă unde era comandantul și cu... alți soldați. Și la un moment dat, comandantul punctului de comandă zice, bă, dar Stoica unde e? Și zice, păi recepționează. Bă, nu vă e rușine? Cum? Adică e soră sa la Mamaia și câștigă marele premiu, e târgovișteancă, dar noastră și voi faceți de-astea cu el? În acel an, premiul întâi l-a câștigat Adrian. Adrian Enache Adrian a fost premiul Enache, întâi. Da. Și cumva viața lor a fost muzicală, profesională, a fost începând din acel moment îngemănată. Iubirea mea, doar tu, 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 ești iubirea mea, nu.
Laura Stoica. Parcă o strig și parcă îmi răspunde. Pentru mine Laura Stoica nu a murit și nu va muri niciodată, pentru că mi-a marcat cumva destinul. Ne-am lansat amândoi în 1990 la festivalul de la Mamaia. Am început o prietenie frumoasă și o colaborare foarte frumoasă. Eram prezenți la mai toate emisiunile de top din acea perioadă. Scotea hit după hit Laura Stoica și cu vocea inconfundabilă îi spuneam tot timpul: draga mea, ești Gianna Nannini a României. Nu. Vreau să fiu eu. Știu că eu dădeam interviuri peste tot și toată lumea mă întreba ce-ți place, ce asculți din muzica străină, din muzica românească. Și știu că multă lume mă identifica cu idolii mei de pe vremea aceea, respectiv Tina Turner, Gianna Nannini, Joan Jett, știu eu, Dida Drăgan, îmi plăceau foarte mult Holografii, Iris, și acum îmi plac. Dar nu mi-am dorit niciodată ca pe scenă să fiu una dintre ele sau vreun alt concurent. Este suficient că îi ascult și ai ce învăța de la oricine, zic eu. E suficient că îi ascult și că înveți de la fiecare câte ceva, dar când ești pe scenă trebuie să fii tu. N-ai voie să fii altfel. N-ai voie să fii altul. Nu te crede publicul. Și nu te iubește, nu te place. Pui între tine și ei o poză artificială, știi? Și atunci nu merită efortul. Mai bine te lași de muzică decât să fii altcineva. Sunt aici, în forța mea de chem. Așteptam să fii chiar la primul meu semn. Hey, chiar la primul meu semn. Astă seară ești nefericit. E supărat sau poate doar obosit. Hey, poate doar obosit. Despre Laura, eu am auzit pentru prima dată în 1990, când ea a câștigat la Mamaia și Marele Trofeu și locul 1 cu piesa de Doamne Cântec. Mai apoi, în 91, dacă mi-aduc bine aminte, a venit în continuare și un actor grăbit, o piesă foarte frumoasă, dar care, din păcate, nu a prins vreun podium. La toate celelalte concursuri unde am participat cu un actor grăbit, bine, n-au fost foarte multe, dar oricum au fost, n-am obținut niciun premiu cu acea piesă. Până la urmă, la CERB, s-a întâmplat să am parte de de o primire atât de caldă din partea publicului. Și îmi aduc aminte de fiecare dată cu foarte, foarte mare emoție acel bis. Cred că a fost unul din momentele cele mai frumoase pe care le-am trăit vreodată pe vreo scenă. So, ladies and gentlemen, get ready. Live for you, Laura Stoica! Thank you.
cum a fost apariția ei la CERP și cum ați perceput voi, familia? Orice apariție a ei, mai ales la televizor, pentru că era o singură televiziune unde Laura apărea destul de des, dar când se încununa asta și cu un premiu, cum a fost la CERP, care venea după o mare perioadă de pauză și unde Laura a apărut și a și luat premiu și nu unul singur, la prima ediție a luat vreo două premii, a fost o mare bucurie pentru mine, pentru noi. Deci eu am luat premiu când s-a născut Cerbul de Aur, când a renăscut Cerbul de Aur și apoi când a murit din nou, imediat când a murit din nou. De fapt, în concurs la acest festival, eu am participat în 2 ani diferiți, în 92 și în 97. Este aceeași perioadă în care s-a căsătorit cu Florin. Întâlnirea ei cu Florin, după părerea mea, a fost o întâlnire crucială, ca să zic așa. O întâlnire de destin, de cum destin, spunem noi. Care efectiv a însemnat cariera ei profesională. Laura este primul solist de muzică care mi-a cântat primele mele compoziții pe care le-am făcut atunci în anii 90. Erau împreună o forță. Da, da. Cât timp a rezistat căsătoria lor? Nu mai știu. Vreo 4 ani de zile, ceva de genul ăsta. Cu Laura m-am cunoscut în anii 90, la începutul anilor 90, prin toboșarul Florin Ionescu și în momentul în care am început să lucrăm la piesele de pe album, s-au alăturat și Mugurel Vrabete de la Holograf la bas și Eugen Mihăiescu de la Krypton. Am început să repetăm la studioul nostru al compactului și imediat ne-am dat seama că materialul pe care lucram are mari șanse să devină ceva valoros. Am început repetiție, am început să strângem material și astfel a ieșit primul album, Focul. A reușit pasiunea ta pentru teatru să ia locul celei pentru muzică? Nu prea. Trebuie să recunosc că la un moment dat, mai precis în timpul facultății. Ai fost studentă la Universitatea Ecologică. Din București, corect. Și am început cu doamna profesoară Adriana Popovici, timp de 2 ani de zile, după care încă 2 ani am fost la clasa maestrului Constantin Codrescu, a domnului profesor Vlad Rădescu, Doru Ana. Și trebuie să recunosc că în acea perioadă am lăsat muzica puțin să aștepte. Dar asta nu înseamnă că una dintre ele va lua locul celeilalte. Vezi, am simțit nevoia de o completare la un moment dat și am găsit-o foarte bine prin actorie. Iar ai venit! Aceasta a fost prima replică pe care am dat-o pe scena unui teatru, ca actriță. În spectacolul de licență, care a avut loc chiar pe scena Teatrului Notara, sala mică. Ți-a spus Jaura cu disipta să nu-ți mai calce tălpășița pe aici și iar ai venit? În sală erau profesori, erau prieteni, părinți, spectatori. Scena m-a atras
dintotdeauna, însă pe o scenă de teatru m-am simțit altfel. Și tu? Cine ești? M-am hotărât să fac și teatru într-un moment în care simțeam că, din punct de vedere muzical, am acumulat foarte mult. Nu mai ești, nu existi. Ești o greșeală, o absență, doar un punct de cenușă. Câteva pietricele, bucăți de sticlă, o grămăjoară de nisip. Așa sunt eu, patetică. Cad în zea mai aia. Ai o limbă prea ascuțită, mai bine pleacă! Spuneți-ne, vă rugăm, ați crezut în talentul ei actoricesc de la început? Bucuria noastră nu a fost mică atunci când am văzut că Laura Stoica dispune de o deosebită calitate scenică. Ce făcea ea în timpul liber, când nu avea concerte? Ce alte pasiuni avea? Cea mai mare pasiune a ei era shoppingul. Ea nu conducea, nu avea mașină, nu avea carnet. Avea o frică de mașină sau de ce nu avea carnet? Nu, nu avea frică de mașină efectiv, dar ea se concentra pe cu totul altceva. Era mult mai concentrată pe ceea ce făcea ea pentru muzică și pe chestii de genul ăsta. Era o fire veselă, tot timpul era mereu fire, veselă, da. Și mereu pontoasă, pusă pe șot, i-aș putea spune. Da, chiar da. A avut prieteni mulți? A avut foarte mulți prieteni și în același timp foarte puțin. N-aș putea spune că a excelat în prietenie, pentru că era foarte pretențioasă și îi plăcea să fie foarte, foarte sinceră. Și sinceritatea asta nu întotdeauna o găsea și la ceilalți. Și dacă odată nu erai suficient de sincer cu ea, pierdeai prietenia cu ea, pentru că nu-i plăcea să facă compromisuri. Noi totdeauna am considerat, de când am apucat să ne cunoaștem, că am fi cam din aceeași familie, pentru că și semănam, mai ales ea cu sora mea cea mare, Doncuța, semăna teribil, dar și cu mine, probabil și datorită faptului că aveam amândouă ochii albaștri. Perioada aia chiar m-a nimerit și pe mine puțin roșcată la păr și chiar am fost confundată de către un pasnic la festivalul de la Mamaia. Deschid eu fereastra pentru că pe partea mea era portarul și zic bună ziua. Zice, a, sărut mâinile doamna Laura, bine ați venit. Și mă uit la Laura, Laura la mine, ne pomnește râsul, zic, da, sunt împreună cu doamna Zoia Alecu și vrem să mergem spre Teatrul de Vară, să intrăm pentru o mică repetiție. Da, poftiți, poftiți, vă ridic imediat bariera. E, și de atunci ne-am spus numai soră meu, soră meu, ce faci? Vreau să rămân în lumea ta plină de iubire. N-am mai fost îndrăgostită așa nici când. Fericirea pe care o primesc doar cu tine vreau să o trăiesc. Cu tine învăț să iubesc. Laura și Cristi, o poveste frumoasă de dragoste după îndelungi căutări. Pe Cristi l-am cunoscut în momentul în care ea a venit cu el la noi acasă, dar ei s-au cunoscut în trupă. Cum vi l-a prezentat Laura pe Cristi? L-a așteptat, a așteptat câțiva ani până să-și refacă viața după căsătoria cu Florin. A așteptat și tot spera că va găsi un băiat cu care să se înțeleagă bine, să se potrivească, să simtă o chimie între ei. Mi-a spus puțin înainte de a se lega
adevărata prietenie între ei, că ei îi place de baterist. Și bineînțeles, la un moment dat, ea auzise de la ceilalți colegi de trupă că, și colegii cu care stătea el în gazdă undeva, că el gătește. Și gătește foarte bine. Și într-o zi l-a sunat și a spus, zice, ceva, am auzit că ai făcut o ciorbiță bună, zice, și eu nu am nimic de mâncare acasă, zice, și nu mă apuc eu să fac acum, nu mă invit și pe mine la o ciorbă. Eu, da, cum să nu, s-a bucurat, a invitat-o, foarte încântată, dar tot, pe urmă, altă dată l-a invitat ea la ea, așa, și până când într-o zi s-a întâmplat să aibă curaj și unul și altul să spună. Aș vrea să fii cu mine, cu mine mereu. În momentul în care Laura a început să aprofundeze relația cu Cristi, ea și-a schimbat foarte mult relația și cu ceilalți. Peste ani, Laura și-a dorit o apropiere de familia tatălui. Da, și-a dorit și chiar m-a întrebat la un moment dat de una dintre mătușe cu care semăna foarte bine și am zis, da, vrei să o vezi? Între timp lăsăsem și eu legătura cu ea și relația dintre noi era alta decât la început, că așa e, la început fiecare ține cu ai lui. Și relația noastră era alta acum și am sunat-o și am spus, Doina, vrei să ieși puțin pe la poartă? A știut imediat de ce. A simțit. Era deja cu Cristi când s-a întâmplat treaba asta. Era de Flori și în casă avea musafir pentru că era ziua soțului lui ei. Și bineînțeles că am rămas și noi la masă și am povestit, nu știu ce, am fost așa o mare bucurie. Surorile tatălui s-au bucurat foarte mult când au văzut cum Laura s-a dus către ei, neținând cont că relațiile au fost destul de reci înainte și ducându-se cu tot sufletul. În momentul de față încă ținem legătura și noi cu ei mai mult decât înainte. Cumva Laura continuă să vă unească de acolo de dinți. Cam așa, da. Cristi a fost omul perfect pentru ea. Parcă au fost făcuți unul pentru altul. N-am văzut de la început treaba asta, dar mai târziu, și mai ales după ce au plecat împreună, mi-am dat seama că el era predestinat să fie alături de ea până în ultima clipă și să plece cu ea împreună. Dacă ea trebuia să se ducă la o filmare și avea o oră anume când trebuia să plece, Cristi, îmbracă-te! Bun, el se îmbrăca, se așeza frumos pe scaun la calculator și avea un joc pe calculator, se juca și ea se îmbrăca și ea. Dar ea se îmbrăca, se dezbrăca, se machia, se demachia ca orice femeie, până nu era ea mulțumită de cum arată, nu ieșea din casă, în momentul în care era gata, Cristi, gata, hai! Până atunci el nu zicea nimic, decât din când în când îi mai spunea cât e ceasul. Și atât, ca să știe ea cât mai are. El era și șoferul ei și partenerul ei de viață și era totul pentru ea. V-a bucurat mult vestea că vor avea un copil, nu? Da. Mi-a dat telefon într-o zi și zice, auzi, zice, stai jos. Zic, au, ce s-a întâmplat? Stai jos să spun.
Bine, hai, m-am așezat, ce vrei să-mi spui? Păi uite, așa, așa, zice, am făcut testul. Oh, bun, bravo. Pentru că până atunci nu se întâmplase să rămână însărcinată. Laura, Cristi și un copil s-au dus spre steaua despre care cânta Laura. Cred că a fost un moment foarte greu. A fost greu pentru noi, uite, e greu acum pentru mine. Cred că pentru voi a fost îngrozitor. E greu să spui că ai trecut sau că l-ai depășit vreodată. Atunci n-am realizat ce se petrece. Efectiv, am fost sunat la ora 9 și ceva de o prietenă. La ora 9 noaptea, seara. Seara. Și mi-a spus, zice, dă-i drumul la televizor. N-a avut curaj să-mi spună. Și în momentul în care am deschis televizorul, pe banda de jos era mare scris că Laura a avut accident. Eu vorbisem cu ea cu o zi înainte, ne văzuserăm. În clipa următoare m-am urcat în mașină, am fost la Urziceni, am sunat acasă la mătușa mea, din partea mamei, și i-am spus, te rog frumos, du-te la mama, dacă se poate să nu-i spuneți direct totul sau vedeți cum este. Nu știam nimic, n-am vrut să sun eu pe mama direct. Câte luni avea când s-a întâmplat accidentul? 3 luni, nu avea mai mult. Și a fost să fie. Mi-a părut rău că au plecat. M-a durut. Dar nu poți să faci nimic. Nu poți să te ceri cu nimeni. Nu poți să iei la rost pe nimeni. Asta a fost. Cum ați putut trece peste un astfel de eveniment? Un accident atât de banal, da, și atât de tragic. Nu știu, nu pot să spun cum am trecut. Categoric a fost mâna lui Dumnezeu aici. Pentru că nu pot să-mi explic cum de-am rămas liniștită și n-am putut să zic de ce, Doamne. Am zis, Doamne, Tu știi de ce a trebuit să se întâmple asta. Vreau să am steaua mea, vreau să ajung la ea, vreau să o pot avea, căci eu n-am atins nicio stea. Vreau să am steaua mea, căci eu n-am atins nicio stea. Laura s-a dus în plină ascensiune și în plină glorie. Dacă astăzi simt că toate mă dor, mâine știu că va fi mai ușor. A fost o artistă extraordinară și o tipă plină, plină de vitalitate și haioasă, așa, nu știu. N-avea cum să nu-ți cadă dragă, Laura. Și era modestă. Era o tipă cu nasul pe sus. Era sora mea de scenă și va rămâne sora mea de scenă pentru totdeauna. Mai am momente când în timpul unui recital mă mai uit în stânga sau în dreapta și cred că este cu mine și știu că este cu mine. A fost, din punctul meu de vedere, una dintre cele mai strălucite voci de rock din România. Noi, cei care am îndrăgit-o, care am iubit-o pe artista Laura Stoica, îi simțim foarte des prezența. Cât de greu ți-a fost
să te desparți cumva fizic de ea, dar să-i continui paradoxal cumva activitatea. Nu știu dacă m-am despărțit vreodată de ea, chiar și fizic. Îi simt prezența. De foarte multe ori, parcă ea îmi spune ce să fac. Și a fost un actor grăbit, mult prea grăbit. A fost un om care a trecut prin viața asta, dar n-a trecut întâmplător și clar, dacă ea nu ar fi fost, noi nu ne întâlneam aici. Am realizat acum că ea a avut o carieră de 16 ani, de când s-a lansat din 90 până în 2006, iar eu în momentul de față intru pe 15 ani de când am preluat munca ei și o duc mai departe. Cu o Laura cumva nevăzută, așa ca o adiere pe lângă, lângă noi, pe lângă tine, cea care ne dă idei, cea care probabil ne-a dat nouă idei când am făcut spectacolul de tribut și când Adrian a interpretat piese din repertoriul Laurei, tu în sală, un moment extrem de emoționant în care am simțit cu toții prezența Laurei. De curând am lansat și un concept, un concert tribut adus marilor artiști români care nu mai sunt și am dedicat un moment special și m-am întâlnit cu Alexandru, fratele ei, și ne-am îmbrățișat multe minute în șir și nu ne mai putea despărți nimeni. Așa cum de Laura Stoica nu mă poate despărți nimeni. Nu știi ce să-mi spui, văd cum cauți în grabă cuvinte care mă mint, însă nu are rost. Știu că în fața mea tu ai fost un actor grăbit care spune replica și apoi a plecat zâmbind. Un actor grăbit care a și uitat ce a rostit pe scenă. Un actor grăbit care pleacă imediat ce piesa a luat sfârșit. Bucuros că rolul a fost ușor, aleargă spre un an de cor. E un scaun gol. Te poate la un moment dat și cutremura acest lucru sau te poate bucura? Da, dacă m-ar cutremura, ar însemna să mă opresc, să încep să plâng și nu știu dacă s-ar rezolva ceva din ceea ce ea ar vrea să facă și să iasă la suprafață. Eu am preluat fundația care îi poartă numele și pe care ea, de fapt, a înființat-o și cu această fundație am făcut două evenimente gen festivalul Laura Stoica. De unde e ideea unui festival Laura Stoica? Ideea unui festival Laura Stoica a fost, cred că, crescută și sădită de mult în mine și mai mult, cred că, în Laura, mi s-a transmis și mie, văzând ce se petrece în muzica românească. De multe ori comentam la modul că am dorit ceva mai mult, să se facă ceva mai mult pentru tineri, să aibă mai multe șanse. Și atunci, în momentul în care ea a plecat, m-am gândit că s-ar fi bucurat foarte mult și merită să aibă așa ceva. Și atunci asta a fost momentul în care am hotărât să fac acest festival. O invităm în scenă ca să-și ridice trofeul pe domnișoara Cristina Băundoc din Tulcea. Cei care vin la festival să înțeleagă că muzica nu este un concurs, ci este un dar care înnobilează cel mai mare dar al lui Dumnezeu, care este viața. Și atunci, dacă vin cu bucurie, n-au decât de învățat.
și un festival care are girul unei voci care a ars așa ca o candelă clară pentru toată lumea și a venit din inimă, asta se înțeleagă ei, ăsta e câștigul. Și acum ai scos și un CD nou cu piesele ei? Da, am scos din nou un album care mă bucură foarte, foarte mult datorită faptului că sunt câteva piese care nu au apărut niciodată pe un album. Întotdeauna Laura Stoica. Întotdeauna Laura Stoica. Foarte frumos. Mulțumesc. Și ți-l dăruiesc cu mare drag. Mulțumesc. Cele două momente traumatice și de schimbări radicale în viața mea au fost plecarea din țară și moartea soției. Sunt un autodeportat. Am fost primul regizor de telenovele român din lume. Iubirea e cheia libertății, poate. Libertatea asta după care fugim este doar o himeră. Fiecare sistem îți dă libertatea pe care vrea să ți-o dea și la prețul pe care vrea să-l impună.